un meci pe care cred eu că l-am controlat de la un cap la celălalt. Ne-am temut foarte tare de meciul ăsta pentru că veneam după o perioadă extrem de dificilă în care am întâlnit echipe extrem de puternice a campionatului și am avut rezultate bune. Suntem neînvinși de 5 meciuri și asta nu face altceva decât să ne bucure. Vreau să le felicit pe fete. A fost un meci relativ complicat pentru că l-am și început destul de greu. Adică chiar dacă conduceam la un moment dat 4-0, am ratat destul de mult din poziție de 1-1 și am permis Slatinei să se apropie. Slatinei o echipă ce are foarte puține de pierdut, se află în subsolul clasamentului și cred eu că vor depune toate eforturile ca să încerce să evite retrogradare. Tocmai de aceea lucrurile sunt, meciul tinde să devină unul complicat. Urmează o etapă la fel de dificilă la Cluj. Cluj este cam în aceeași jumătate a clasamentului ca și Slatinei, o luptă directă între ele, însă cu riscul de a mă repeta, suntem neînvinși de 5 meciuri și ne dorim să rămânem așa și după ce ne întoarcem de la Cluj.